Bine v-am regăsit la un nou episod de Only Wells. Sunt dr. Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică ginecologie și fondatoarea acestui canal educațional pentru sănătatea feminină, numit Only Wellness. Vă mulțumesc că pentru episodul precedent, la cât de multe feedback-uri și mesaje și comentarii am primit, chiar sunt impresionată că femeile în România sunt interesate de a cunoaște mai mult și de a-și dezvolta anumite arii care poate până acum nu au fost abordate atât de sistematic, nici în media, pe la televizor sau pe la radio, dar nici să recunoaștem pe social media prea mult s-a vorbit despre chestia asta. Și așa încât mă bucur că feedback-ul a fost atât de bun și că v-a plăcut episodul despre igienă. Bineînțeles, așa cum v-am povestit data trecută, am rămas datoare la dumneavoastră să vă povestesc despre igiena menstruală. Pentru că, sigur, un număr semnificativ de ani din viața femeii, ne confruntăm cu menstruația, lucru care este frumos și minunat și este un semn extraordinar de fertilitate și de frumusețe și de strălucire și trebuie să privim menstruația ca un lucru deosebit care le se întâmplă și nu ca pe un calvar, cum am auzit la unele femei. O să vă povestesc imediat. Ideea este că acest episod îl consider ca fiind unul deosebit de important. Vă invit și vă recomand să-l urmăriți până la capăt pentru că igiena menstruală, cred eu, face diferența între sănătate și boală la foarte multe femei care poate nu au știut sau nu li s-a explicat sau nu au înțeles cum anume ar trebui să procedeze pentru ca menstruația să nu le ducă la complicații sau probleme pe termen lung, ci din contră să le ajute să fie mai ok și mai sănătoase. Așadar, dacă vă place episodul, nu uitați să dați like, subscribe, să vă abonați chiar, să activați clopoțelul și să share-uiți episodul dacă vă place cu persoanele apropiate. Mă puteți urmări, bineînțeles, și pe celelalte platforme, Facebook, TikTok și Instagram. Haideți să ne apucăm astăzi să discutăm despre igiena menstruală. Ca să începem cu începutul, contează foarte mult când este vorba de fetițe sau de femei foarte tinere, să le introducem frumos în area aceasta a menstruației, pentru că dacă fetițele din start pleacă cu un sentiment de anxietate sau depresie sau de, nu știu, frică, greață, rușine, sentiment de murdărie și așa mai departe în legătură cu menstruația, această stare a lor de vibrație joasă în legătură cu disconfortul menstrual le va scădea imunitatea și le va predispune oricum să facă tot felul de tulburări. Ceea ce nu este recomandat, da? Contează foarte mult cum abordăm menstruația și cum o privim. Și, sincer, aici, în legătură cu menstruația, consider că există specialiști mai mari ca mine, chiar dacă eu sunt medic. De exemplu, vă recomand pe Adela Haru, care are niște cărți deosebite despre menstruație și despre cum ar trebui să ne raportăm noi ca femei la menstruație și mai ales pentru fetițe sau tinerele femei care sunt la începutul perioadei lor menstruare, cum ar trebui să se raporteze ele la perioada lor de conexiune cu pântecul, astfel încât menstruația să facă parte din ciclu frumos și natural al unei femei și să nu li se pară acest lucru ceva în neregulă, rău, murdar sau deranjant, da? Deci, viziunea despre menstruație este primul pas către o igienă menstruală bună, da? Să ne conectăm frumos la pântecul nostru și să ne simțim onorate că suntem fertile și sănătoase prin această menstruație, da? O doamnă îmi spunea, o pacientă de 50 și ceva de ani, care tot timpul a stat mulți ani cu sentimentul ăsta de anxietate, că nu vrea să intre la menopauză și nu vrea să intre la menopauză pentru că i-a plăcut foarte mult, i-au plăcut anii de perioadă fertilă a vieții și îmi spunea că a întârziat doamna doctor menstruația, dar bine că a venit, da? În sensul că mulțumesc Dumnezeu că încă mai am menstruații, da? Așa trebuie să privim, că la început, primele menstruații pot fi considerate ca fiind, nu știu, un factor perturbator sau diferit în viața unei femei, dar contează foarte mult cum anume privim acest dar al feminității către, nu știu, către noi, ca și fetițe interioare sau ca și spirit, da, feminin în care ne-am întrupat în viața asta. Este un dar și o grație și o onoare să fim femei și să fim fertile, să fim tinere și să fim sănătoase. Și menstruația este rădăcina la tot ce vom povesti până acum. Așa încât, cum gestionăm perioada menstruală ca să fie cât mai bine, cât mai ușor și, cel mai important, cât mai igienic, da? În primul și în primul rând, contează foarte mult să ne odihnim, să ne hidratăm, pentru că este o perioadă de energie scăzută. Deci atunci când intrăm la menstruație, practic toți hormonii sunt la zero, da? Femeia nu degeaba se simte nevoia să se odihnească, să stea în pas, să doarmă, să-și încarce bateriile, pentru că este momentul cel mai low energetic al lunii, da? Ea este atunci cumva într-o perioadă de regenerare. Și atunci are nevoie chiar să-și ofere
cere timp pentru regenerare. Deci odihna și hidratarea sunt foarte importante. Bineînțeles, regimul alimentar trebuie să fie unul sănătos, bogat în nutrienți, în vitamine, în fructe proaspete și evitați să mâncați în perioada menstruală lucruri foarte dulci sau care sunt nesănătoase, pentru că corpul este receptiv la tot ce mâncăm și atunci va înmagazina mai ușor toxinele, da? Deci încercați să folosiți menstruația ca pe o perioadă de recuperare. Știu că nu putem să facem asta când mergem la serviciu și a venit menstruația și așa mai departe. Dar măcar în seara respectivă, înculcați-vă cu o oră mai devreme sau oferiți-vă niște timp special pentru a vă conecta din nou cu pântecul dumneavoastră și a conștientiza perioada frumoasă a lunii prin care treceți. Deci, hidratarea, odihna și alimentația sănătoasă sunt oricum o parte importantă a igienei menstruale și un lucru care vă va restructura uterul ca viitoarele menstruații să fie unele normale și să nu intrați în dereglări sau alte perturbări ale ciclului menstrual. Așa cum v-am povestit pe parcursul acestui sezon, sunt mai multe episoade despre anomalii ale menstruației. Nu vrem să fim acolo, nici să culcă prea mult, nici să doară prea tare, nici să fie perturbări, sângerări intermenstruale sau cheaguri deosebite sau diverse alte tulburări pe care le poate avea menstruația. Așa încât primul pas pentru o menstruație sănătoasă este să avem un corp sănătos care să vă producă pe viitor alte menstruații tot normale și nu anormale. Da? Ca și recomandări de igienă strict, vă recomand să aveți niște chiloței speciali care sunt strict pentru menstruație. În 21 de zile ale lunii, să zic, când nu aveți menstruație, folosiți chiloței obișnuiți pe care aveți, dar în cele câteva zile pe care le aveți pe lună pentru menstruație, dedicați-vă niște chiloței sau niște produse de îngrijire, de igienă intimă, care sunt specifice pentru această perioadă. De ce? Pentru că, sigur, este important ca forma chiloțeilor să fie potrivită, mai ales dacă purtați absorbante externe, ceea ce eu nu sunt mare fan, dar spun. Sunt foarte multe femei care merg pe varianta clasică și folosesc absorbante externe. Forma absorbantelor externe ideal se potrivește mai bine pe chiloței din aceea clasici, dar nu pe chiloței cu bata foarte îngustă sau cu anumite forme mai înalte, mai nu știu cum, da? Deci luați-vă niște chiloței cât mai clasici, de bumbac, de culoare închisă ideal, dacă știți că vă pătați sau, mă rog, dificultățile pe care le întâmpinați la menstruație pot pune problema asta sau sunteți activă sau sunteți sportivă, da? Și bineînțeles, niciodată nu strică să aveți în geantă o pereche de chiloței de rezervă în caz de o surpriză, da? Cum facem să alegem produse blânde pentru igienă? Puteți folosi săpunelul dumneavoastră obișnuit, da? Pe care îl foloseați în timpul lunii și la menstruație. Igiena la menstruație se face la fel. Tot dimineața și seara vă spălați și dacă este nevoie, bineînțeles, de mai multe ori pe zi în funcție de situație. Dar igiena genitală este aceeași și pe perioada menstruală. Din contră, avem o grijă deosebită, da? Pentru că este important sângele menstrual. În caz că curge, se pătează sau ceva sau se murdărește o altă zonă spre picior sau cumva cu sânge menstrual, luați în calcul că acest sânge menstrual, el în teorie este un sânge sănătos, adică este un sânge bogat în nutrienți foarte frumoși. Tot ce avea mai bun corpul a înmagazinat în acel sânge menstrual care, în teorie, ar fi hrănit un ipotetic bebeluș care nu s-a format luna precedentă, da? Așa încât sângele este foarte bogat în nutrienți, în factori din ăștia de creștere, în glicogen, în multe, multe, multe substanțe sănătoase pentru corp. Are fier, are o grămadă. Ideea este că noi îl pierdem. El, per total, nu este un factor infecțios. Deci sângele menstrual nu duce la infecție, nu creează niciun fel de perturbare. Doar dacă este nespălat și rămâne acolo și cumva a murit gen țesutul ăla, da? Deci el când este proaspăt este una, dar în momentul în care el rămâne stagnant, de exemplu, în vagin mult timp sau pe o zonă a corpului, v-ați murdărit, v-ați pătat și nu este îndepărtat imediat, el atrage foarte ușor bacterii, tocmai pentru că este atractiv, nutritiv și sănătos, bacteriile tind să se ducă acolo și să dezvolte. Deci este ca un factor de creștere pentru bacterii dacă acest sânge devine stagnant sau a murdărit o zonă care nu a fost igienizată la timp și a stat așa 12-24 de ore sau mai mult cu acel sânge nespălat. Și atunci este ideal să avem tot timpul grijă și igiena genitală din perioada menstruației să fie una bună. Adică ne spălăm frecvent astfel încât să avem tot timpul senzația de curățenie, da? Ca și produse de igienă menstruală, foarte multă lume m-a întrebat în acești 3 ani de Yoni Wellness, cred că am primit mii de întrebări despre ce produse îmi recomandați să folosesc. Eu nu pot să fac reclamă, dar pot să vă spun ce recomand eu, ca idee, ca și viziune generală și dumneavoastră vă alegeți ce doriți, da? Ca și opțiuni pentru perioada menstruală avem așa, avem absorbante externe,
avem tampoane interne, avem absorbante reutilizabile, adică din pânză, da, care se spală și se refolosesc, da? Avem chiloței menstruali, care iarăși se spală, se refolosesc, și avem cupă menstruală, care, din punctul meu de vedere, este cea mai bună variantă. Sigur, o să găsiți diverse păreri. Fiecare femeie, practic, își găsește varianta cu care empatizează sau se simte cel mai bine. Femeile, de cele mai multe ori, cel puțin în România, merg pe varianta de tampoane externe. Ele sunt ok, într-o oarecare măsură, dacă le schimbați suficient de des, astfel încât mereu să fie proaspete, da? Deci nu stați cu tamponul, chiar dacă curge câte puțin. Nu țineți câte două zile, da? Deci trebuie să schimbați absorbantele externe des, da? Deci nu stați cu absorbante mai mult de câteva ore, chiar dacă s-au pătat foarte puțin. Sau vă cumpărați, dacă știți că nu pătați mult și aveți o cantitate mică, mai bine folosiți un Protege Sleep din asta zilnic, pe care eu nu știți că nu le recomand, dar le puteți folosi în perioada menstruală decât să stați cu dita mai absorbantul ăla mare, care este sintetic, transpirați foarte mult și nu este în regulă să aveți senzația că stați pe ceva așa, da? Puteți să folosiți, dacă știți că nu curge decât o picătură, două, puteți să folosiți absorbante zilnice, da? Pentru o zi, două. Eu, per total, nu sunt fan absorbante de niciun fel, nici externe clasice, nici zilnice, nici absorbante reutilizabile, pentru că nu aveți cum să le sterilizați atât de bine. Adică toate aceste variante, chiloței menstruali sau absorbante reutilizabile, ele sunt ok de punct de vedere ecologic, în sensul în care gândiți-vă câte milioane, bilioane de femei există pe lumea asta, câte sunt la menstruație și dacă fiecare folosește un număr de absorbante pe lună, vă dați seama că s-au adunat munți de absorbante folosite, care sunt un plastic complet împotriva ecologiei, da? Deci gândiți-vă câtă murdărie, să zic așa, din punct de vedere al plasticului, produce o femeie pe toată viața ei. Și din perspectivă ecologică, să zic așa, este mai ok să nu mai folosim nici absorbante zilnice, nici absorbante externe, din astea obișnuite, și nici tampoane interne. Eu sunt împotriva, adică sunt mai ecologică de fel și cred că ar fi mai ok să fim toți așa, da? Și să nu umplem saci și saci și saci de gunoi numai cu absorbante la toate femeile din lumea asta, separat de factorul infecțios, pentru că tot sângele la care se acumulează în respectivul gel, da, el cumva stagnează acolo și este un factor infecțios, adică un absorbant folosit, lăsat undeva la un gunoi, este un focar de infecție în momentul în care începe să putrezească sângele ăla. Este în neregulă și eu, per total, sunt împotriva ideii. Dar chiar și așa, sunt femei care folosesc cu succes un număr de ani foarte mulți din viață absorbante externe pentru că este igienic. Cum folosim la copii scutece? E aceeași idee, da? Scutece la copil. L-am folosit, s-a murdărit, l-am aruncat și folosim altul. Deci, din perspectiva ușurinței în utilizare și din senzația de curățenie mereu, putem folosi și așa dacă sunteți ok cu senzația de a sta pe un gel îmbibat în sânge. Eu, per total, sunt împotriva ideii, dar, sigur, da, împotriva, în sensul că nu-l consider ca fiind o idee bună, dar sunt femei care se simt foarte bine așa. Ce risc este la absorbantele externe? Că dacă nu le este schimbat la timp, poate duce la modificarea florei vaginale și, bineînțeles, o infecție și o căldură locală care se formează din cauza acelui plastic, da? Deci, cumva, femeile care folosesc absorbante, fie externe, fie interne, au risc mai mare de a dezvolta boli vaginale, din simplu fapt că flora normală este afectată și poate apărea floră anormală din cauza contextului de căldură și umiditate locală, separat de stagnarea sângelui menstrual în contact cu pielea, da? Deci toate lucrurile astea, să spun așa, sunt împotriva ideii de sănătate și împotriva ideii de ecologie. Dacă vrem mai sănătos și mai ecologic, sunt variante de chiloței menstruali sau tampoane reutilizabile, care sunt sănătoase în sensul că acel bombăcel și acel material cumva permite oarecare oxigenarea vaginului și nu băltește cumva sângele menstrual într-un produs de plastic sau cu ceva geluri sau alte lucruri care să interacționeze cu sănătatea mediului vaginal. Deci, de punct de vedere a sănătății vaginale, este foarte ok să folosim fie tampoane reutilizabile din material, da? Fie chiloței menstruale. Astea sunt mult mai ok variantele. Sunt ok pentru femeile care suportă senzația să băltească ceva când stau jos, da? Adică e de stat pe moale, de exemplu, dacă curge sau cu, nu știu, cu ideea de a se acumula undeva sub ele sângele menstrual. Este în regulă și așa, dar este mult mai recomandat decât absorbantele clasice, asta în mod cert, da? În legătură cu tampoanele interne, cele cunoscute, dar sunt foarte multe game, da? Tampoanele interne, eu personal nu le recomand din simplu fapt că au fost femei care au murit de la așa ceva, ele au creat
de multe ori și sunt femei care fac șoc toxicoseptic, da? Practic, conțin niște substanțe la care unele femei reacționează într-un fel alergic exagerat, da? Sigur, sunt și femei care le folosesc o viață și nu pățesc nimic și multe dintre doamne preferă să aibă un control intern al menstruației decât să iasă sângere la exterior, de exemplu, da? Să, cum am spus, să nu băltească, să nu stea pe ceva care băltește, este riscul mai mic să se păteze. Este un lucru mai intim, să zic, sau mai ascuns, da? Pentru că absorbantele externe, într-un fel sau altul, se văd sau pot fi vizibile, de exemplu, când vă duceți la plajă, la piscină, undeva, da? Și cumva, sau mă rog, nu neapărat că vă băgați în apă, dar în momentul în care vă duceți la o plajă sau purtați un chiloțel mai deschis la culoare sau așa, este cumva mai transparent, să zic, se vede mai bine când purtăm un absorbant extern față de atunci când purtăm un tampon intern. Tampoanele interne sunt mai intime sau, mă rog, nu se văd și nu poate ști nimeni că sunteți la menstruație dacă purtați un tampon intern. Asta din perspectiva intimității este un lucru foarte bun. Din perspectiva sănătății nu este un lucru atât de bun, pentru că, într-un fel sau altul, sângele acela menstrual intră în contact cu peretele vaginal și creează acolo oarecare inflamație, adică toată lumea știe că purtatul de tampoane interne poate crește riscul de a modifica flora vaginală și de a duce la perturbări de risc infecțios pe mediul vaginal. Da? Și atunci, femeile care folosesc tampoane interne cumva sunt cam echivalentul la femeile care folosesc absorbante zilnice în timpul lunii. Da? Este o formă totuși de a modifica flora vaginală normală, dar v-am zis, au ca și avantaj chestia asta, că e mai intim și nu știe nimeni că poartă doamnele și, sigur, sunt mai discrete, să spunem așa, da? Practic, nu cred că există o regulă. Fiecare femeie trebuie să meargă pe varianta care simte ea că îi se potrivește mai bine. Sunt foarte multe doamne, eu am paciente care stau mereu pe absorbante externe sau pe tampoane interne sau pe chiloței reutilizabili sau pe absorbante de pânză, da? Tot așa reutilizabile. Varianta pe care eu o recomand în principal, pe care o recomand și o consider cea mai bună din punct de vedere medical mai ales, dar și din punct de vedere al multor alți factori, este cupa menstruală. De ce? Pentru că cupa menstruală este făcută dintr-un material, dintr-un silicon medical special. Lucru care permite să nu treacă lichidul, dar să treacă aerul, ceea ce este ideal. Da? Sângele nu stă în contact cu mucoasa vaginală, adică cupa ce face? Ea se introduce intravaginal și este ca un căpăcel așa care se umple cu sânge menstrual până la o anumită capacitate, că sunt pe mai multe mărimi și forme și volume. Da? Și atunci, se umple cu sânge, femeia o ia, o golește, o spală, o sterilizează dacă e nevoie fiecare lună, mă rog, dar o spală și o pune înapoi. Și cumva, ca și volum, da? Sângele menstrual care încape într-o cupă este suficient, deci cupa este suficient de mare încât înglobează doar sânge. Știți că, de exemplu, absorbantele sau tampoanele interne, ele au niște geluri care cumva absorb o cantitate de lichid, de sânge menstrual, dar ea se umflă de la gelul respectiv. Deci, practic, trebuie să schimbați multe absorbante ca și echivalent al cât încape într-o cupă, da? Deci, ca și mililitri, încape mult mai mult într-o cupă decât încape pe mai multe absorbante, da? Partea bună la cupa menstruală care este? În primul și în primul rând, este tot o formă internă, deci este discretă și nu se vede, nu se simte, da? Asta este una. Doi, pur și simplu este cea mai sănătoasă din punct de vedere medical, adică permite aerului să treacă, dar nu permite lichidului să iasă. Lucru care va proteja femeia împotriva vaginozei sau a perturbării de floră sau a infecțiilor vaginale, da? Un alt lucru care contează este că este tot cumva destul de ecologic, în sensul în care dacă cumpărați o cupă, vă ține mulți ani, da? O folosiți un număr de ani. Deci, fiecare lună în care nu mai cumpărați o grămadă de absorbante sau tampoane interne, ați economisit pentru ecologie, da? Într-adevăr, fiind dintr-un fel de plastic medical, nu este ecologic să cumpărăm plasticuri, dar în același timp folosiți o cupă pe un număr de ani, deci este foarte ok din punct de vedere ecologic, da? Sigur, nu e la fel de ok ca un chiloțel sau un absorbant de bumbac, care poate este mai ușor de, nu știu, de reciclat, să zic așa, decât o cupă menstruală, dar și cupele menstruale sunt făcute din materiale reciclabile, așa că nu este nici asta o problemă. Vreau doar să spun că este mult mai ok din punct de vedere mental, dar gândiți-vă dacă toate femeile de pe lume ar folosi cupă menstruală, câți munți de absorbante s-ar economisi, da? Ar fi foarte, foarte bine. Deci eu, din principiu, recomand asta. Suplimentar, așa cum v-am spus, cred că în episodul precedent, cupa menstruală o puteți folosi și în afara menstruației, de exemplu, atunci când vă duceți la o piscină sau intrați într-o apă la care nu-i cunoașteți
compoziția. Ea funcționează pe post de dop, să zic așa, adică lichidul din afară, lichidul din piscină sau de unde intrați, nu va intra în mediul vaginal și nu vă va strica flora, deci vă veți proteja de infecții care au legătură cu vacanțele sau cu situațiile în care vă duceți în diverse ape. Da? Și atunci, eu consider de departe ca fiind cea mai bună soluție posibilă pentru igiena menstruală să folosiți o cupă menstruală. Cupele menstruale sunt de la mai multe firme, sunt de diverse forme, de diverse perspective. Da? Am o surpriză pentru voi. Urmează să lansez un magazin online în curând și voi avea pe magazinul respectiv și cupe menstruale printre alte produse. Sunt mai multe game pe piață. Eu recomand o anume gamă pe care o veți găsi și pe magazinul meu care se va lansa. În principiu, găsiți. Dacă dați un search pe, nu știu, pe Amazon pe, sau pe alte platforme din astea de shopping online, veți găsi un milion de variante. Da? Există și vă puteți cumpăra oricând. Dacă vă place o anume gamă sau o anume formă sau o anume brand, puteți să încercați, bineînțeles. Eu recomand cu căldură ca orice femeie pe fața pământului să folosească cupă menstruală. Mie mi se pare cel mai safe din punct de vedere medical, în primul rând, din perspectiva folosirii și mai mult, pentru că cupele menstruale pot fi ținute până la 12 ore sau, na, uneori și mai mult, depinde cât de mult sânge curge, ce flux are femeia. Dar ideea este că este foarte safe și se umblă la ea destul de rar, da? Este foarte ok și se mulează pe vagin, nu picură, nu vă pătați, sunt foarte, foarte bune. Adică din perspectiva siguranței, a intimității și a folosirii, da, și a părții medicale, sunt cap de listă la recomandarea mea. Sunt foarte, foarte multe variante și game și cred că există un produs foarte bun, indiferent de gamă, firmă, brand, care se potrivește oricărei femei, astfel încât dacă toate am trece pe o variantă din aceasta foarte sănătoasă, să zic așa, cred că mult mai puține femei ar trece pe la ginecolog cu patologii, în principal. Un lucru la care vreau să atrag atenția este, indiferent ce produs de igienă menstruală folosiți, vă recomand să aveți foarte multă grijă la igiena mâinilor. Deci vă spălați pe mâini, indiferent ce vă puneți în perioada menstruală. Da? Igiena mâinilor este absolut esențială, mai ales dacă folosiți lucruri interne, cum ar fi tampoanele interne sau cupa menstruală. Igiena mâinilor este sfântă și vă rog să faceți o prioritate din asta. Bineînțeles, cum am zis la începutul episodului, folosiți produse blânde, da? Pentru igiena locală, pentru că în perioada menstruației vaginul este puțin mai sensibil și, tot așa cum am spus în episodul precedent, dacă știți că menstruația dumneavoastră se prelungește mult, adică după ce s-a terminat sângerarea, mai aveți încă un număr de zile de scurgere maronie sau o secreție maronie așa, v-am explicat și în episodul precedent că acest lucru nu este foarte sănătos și poate duce la riscuri de infecție vaginală, motiv pentru care se recomandă, ca și excepție la regulă, să vă spălați intravaginal folosind un irigator și nu mâna. Niciodată nu vă spălați cu degetul intravaginal, folosiți doar irigator. Urmăriți episodul precedent pentru mai multe informații și pur și simplu vă spălați cu irigatorul la sfârșitul menstruației, atunci când începe să aveți această secreție, și vă puneți probiotic 2-3 zile. Dacă vă puneți 2-3 zile de probiotic după încheierea menstruației, în teorie, toată luna veți avea o floră sănătoasă, soldăței de apărare pentru mediul vaginal și riscul de a dezvolta vreodată vaginite sau vaginoze sau alte tulburări este asimptotic către zero. Deci, cumva, igiena menstruală are legătură și cu igiena întregii luni. Adică, dacă noi, acel sânge menstrual care este atrăgător pentru bacterii, va fi îndepărtat corect sau se va termina brusc menstruația și nu va mai fi nevoie de spălat intravaginal. Și indiferent cum s-a terminat menstruația, dacă vă puneți imediat după menstruație o zi sau două de probiotic seara la culcare, probiotic vaginal, veți avea o lună întreagă sănătatea mediului vaginal aproape garantată. Cu excepția situațiilor în care, nu știu, ați luat antibiotici sau ați făcut altceva care vă perturbă flora. Eu vă recomand din suflet, dacă n-ați urmărit episodul precedent, să-l urmăriți, pentru că este foarte, în foarte mare legătură cu discuția noastră de astăzi și, per total, cred că n-ar trebui să fie nicio femeie pe lume să nu înțeleagă foarte bine cum anume se face igiena genitală în general. Aș vrea să mai abordez o mică discuție în legătură cu viața sexuală pe menstruație, pentru că am primit foarte multe întrebări și foarte multe, nu știu, mi s-au ridicat la fileu foarte multe din comentarii sau din mesajele pe care le-a primit dumneavoastră în privat, pe mail sau pe Ionivoine, pe celelalte platforme. Multă lume m-a întrebat despre viața sexuală la menstruație, dacă este ok, dacă nu este ok, avantaje, dezavantaje. Da? Deci, în primul rând, perioada menstruației trebuie să înțeleagă fiecare femeie că este una delicată, delicată din perspectiva a imunității. Da? Deci, pe menstruație, femeia are imunitatea ușor mai scăzută. Din acest motiv, îi se declanșează alte boli din corp, de exemplu, o boală de piele sau, dacă avea
tendința la candidoză, în perioada menstruației o să facă candidoză. Deci imunitatea este mai scăzută și dacă partenerul este nou și netestat pentru alte boli, femeia este foarte receptivă să ia o boală în perioada menstruației sau să dea o boală care se transmite prin sânge. Da? Deci chiar dacă folosiți prezervativ, să zic, prezervativ vă protejează împotriva unor boli, dar sunt boli cum ar fi HPV-ul sau altele, care se transmit cu tot cu prezervativ. Deci nu vă bazați că dacă folosiți prezervativ nu se mai transmite nimic. Da? Sunt anumite virusuri mai mici decât ochiurile de latex, care trec totuși la celălalt partener în ciuda folosirii prezervativului. Ce se întâmplă la menstruație? Gândiți-vă că, practic, se desprinde acest strat interior al uterului, endometrul, se desprinde și, practic, uterul, când rămâne gol, fără acest strat superior care s-a dezlipit, el este ca o rană vie expusă, să zic așa, până se vindecă și se retrage în următoarele zile. Deci este exagerat de receptiv la bacterii sau virusuri noi, da? Din acest motiv, contactele sexuale pe perioada menstruației se recomandă a avea loc între persoane cunoscute medical vorbind, din punct de vedere medical, adică fie este un partener stabil la care îi cunoașteți analizele, fie este un partener nou la care îi cunoașteți analizele. Dacă nu vedeți analize și nu știți istoricul medical acelei persoane, nu vă recomand să aveți contacte sexuale pe perioada menstruației, punct. Pentru că aveți riscuri mari și să dați și să luați lucruri, da? Atenție foarte mare, femeile care au hepatită sau, nu știu, alte boli care se transmit prin sânge, Doamne ferește, pot da mult mai ușor partenerului boala având contacte la menstruație, da? Pentru că sângele în sine este purtător de virus. Ce este important să mai știm în legătură cu contactele la menstruație? Ele sunt benefice pentru bărbat. În ce sens? În sensul în care sângele menstrual este unul sănătos, deci sângele menstrual este hrănitor și nutritiv. Da? Și cumva un contact sexual neprotejat între bărbat și femeie la menstruație duce la un schimb deosebit de puternic de energie între cei doi, adică va fi mai intim decât vă imaginați, da? Din punct de vedere spiritual, să spunem așa. Da? Deci sângele menstrual, care este pătuțul fostului bebeluș care a vrut să se formeze și n-a reușit, este bogat în toate lucrurile pe care le are femeia mai sănătoase pe luna respectivă și care, din păcate, s-a eliminat pentru că ea nu a obținut o sarcină. Dar contactul partenerului cu acest sânge menstrual este unul benefic, adică nu-i face rău, din contră, îi face bine, cât timp femeia este sănătoasă. Practic, este bun pentru amândoi, și pentru femeie și pentru bărbat, cât timp ei sunt sănătoși și nu au boli transmisibile, da? Deci dacă partenerii sunt într-o relație stabilă și își cunosc istoricul medical, este chiar recomandat să aveți contacte sexuale în perioada menstruației. De ce? Cât timp nu există boli, v-am spus, da? Așa. De ce? Pentru că, în primul rând, durerile și simptomatologia care este ușor deranjantă la menstruație vor dispărea sau vor scădea semnificativ dacă aveți contact sexual, pentru că în urma contactului sexual uterul se contractă și eliberează mai repede sângele respectiv. Deci, practic, menstruația se termină mai repede, va curge cumva mai mult atunci la moment și după asta se va termina mult mai repede. Uterul se va relaxa în urma contactului sexual după ce își va avea contracțiile lui fiziologice, da? Și cumva va scădea inflamația uterului, va scădea spasmele uterului, vor scădea, practic, crampele menstruale și toate simptomele asociate menstruației. Deci un contact sexual la menstruație ajută femeia să aibă o menstruație mai rapidă, mai scurtă și mai puțin dureroasă. Da? Ca și volum de sânge va curge mai puțin, se va termina mai repede ca și număr de zile și ea nu va mai avea crampe sau alte dureri abdominale. Deci este foarte recomandat pentru cuplurile care sunt ok cu ideea, că sunt cupluri care, în momentul în care vine menstruația, este literă de lege, nu ne mai atingem unul de altul, da? O vreme până când se termină sângerarea. Depinde. Sunt bărbați care sunt împotriva ideii, sunt bărbați care sunt încântați de idee, sunt femei care sunt împotriva ideii, sunt femei care sunt încântate de idee. Deci depinde cum s-au potrivit în cuplu, dar v-am spus, este foarte important factorul infecțios. Doamne ferește să fie ceva, chiar și vaginal. Dacă femeia are vaginită cu ceva și are contact sexual, e șansa mult mai mare ca din vagin să se ducă în uter ceva. Da? Dacă partenerul ei are diverse sau ea are diverse, ei fac schimb atunci foarte puternic între tot ce au. Da? Și este foarte riscant pentru amândoi. Încă un lucru legat de igiena sexuală la menstruație, să spunem așa, are legătură cu mixul de contacte. Adică în perioada menstruației nu vă recomand să aveți contacte mixte sau cel
cel puțin nu într-o ordine nepotrivită, da? Deci dacă, de exemplu, aveți un contact sexual oral, da? Gândiți-vă că flora din gură este una foarte nasoală, da? Sunt foarte multe tipuri de bacterii. Și dacă după un contact sexual oral urmează un contact sexual vaginal la menstruație, este șansa foarte mare ca femeia să primească cu ocazia acelui contact bacterii nepotrivite în mediul vaginal care este predispus să se ducă în uter și așa mai departe. Deci, dacă aveți contact sexual la menstruație, aveți doar contact sexual vaginal și atât. Da, asta este recomandarea mea din punct de vedere strict igienic. Și nu mai zic, să aveți o igienă sexuală foarte bună. În episodul următor o să vorbim despre igiena sexuală și o să vă prezint exact cum ar trebui să se comporte partenerii ca să-și minimizeze riscul de infecții unul de la altul, da? Și atunci, cel mai corect lucru pe care trebuie să-l faceți este, în primul rând, dacă are loc un contact sexual la menstruație, să fie unul de comun acord. În al doilea rând, să aveți o igienă foarte bună amândoi și să vă cunoașteți istoricul medical amândoi, să fiți delicați și prudenți, pentru că nu este un moment în care trebuie să apelați la prea multe sofisticări sau fonfeuri sau ischibiții, da? Deci trebuie să fie unul care să îi aducă femeii confort și nu disconfort, da? Să fie unul, dacă se poate, romantic sau plin de iubire non-sexuală printre rânduri, da? Și să fie de folos, practic, la amândoi. Deci să fie ceva de conexiune erotică între cei doi parteneri care se iubesc și nu de hai să experimentăm și pe asta, da? Cred că am fost clar înțeleasă, sper că m-am făcut înțeleasă. Am încercat să vă explic așa niște noțiuni care cred că au legătură cu viața de zi cu zi și care poate se abordează mai rar. Nu cred că se vorbește foarte mult despre igiena menstruală sau despre viața sexuală la menstruație sau despre cum ar trebui să ne îngrijim per total ca femei. Încercați, dacă v-a plăcut episodul, să-l recomandați și altor doamne care credeți că, nu știu, poate vor privi cu ochi bun aceste informații. Dacă vă plac episoadele, like, share, subscribe, abonați-vă, activați clopoțelul și urmăriți-mă, dacă vreți, și pe Facebook, Instagram sau TikTok, unde pun un content foarte fain complementar cu acesta de pe YouTube. Ne vedem data viitoare, când vom discuta despre igiena sexuală și spirituală a cuplurilor și cred că va fi ultimul episod din acest sezon. Așa încât vă aștept și data viitoare, nu uitați să mă urmăriți!